Compania de televiziune NIT respinge acuzațiile unui ziar afiliat liberalilor, precum că unele reportaje instigă la crimă. Asta după ce în ziar a apărut un articol prin care autorul califică NIT-ul ca un post extrem de periculos pentru stabilitatea Republicii Moldova, citând câteva fragmente dintr-un reportaj ce cheamă la ură și violență, potrivit ziarului. Administrația televiziunii precizează că reportajul a fost realizat în baza comentariilor cititorilor de pe unele site-uri afiliate puterii despre protestele bătrânilor de săptămâna trecută. Gazeta Timpul de Dimineață se îngrijorează de reportajele noastre despre protestele stradale împotriva majorării tarifelor la călătorie în transportul public. Autorul articolului, Arcadie Gherasim, care în trecut susținea emisiunea radiofonică Hyde Park, renumită prin promovarea insistentă a unor mesaje xenofobe, a exclamat că noi manipulăm opinia publică. El crede că jurnaliștii NIT prin reportajele lor seamănă ură în societate, îndeamnă lumea să-l ia la bătaie pe Grijuliul, primar al capitalei. În închipuirea lui Arcadie Gherasim, reporterii ar fi montat în așa fel încât poporul să-l urască pe edilul capitalei. Pentru asta, jurnalistul, subliniem jurnalistul Gherasim, solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului și organelor de drept să deschidă televiziunii NIT dosar penal. Pentru terorismul mediatic, țipă în culori autorul, pentru destabilizarea societății, televiziunea trebuie pedepsită aspru. Chemările directe și deschise la violență, la crimă, la moarte de om, lansate pe fundal de xenofobie, ură și dorință de revanșă politică a patronilor acestei televiziuni, califică NIT-ul ca un post extrem de periculos pentru stabilitatea din Republica Moldova și îl plasează la categoria delicvenților aflați sub incidența codului penal, spune jurnalistul. Cu siguranță, autorul acestui mesaj publicistic nu s-a aflat în mijlocul mulțimii care protesta sub ușa primăriei. Dacă ar fi stat acolo câteva minute, s-ar fi convins că noi am prezentat doar o parte foarte mică din atmosfera explozivă din fața primăriei. Gherasim și-ar fi dat seama că noi am cenzurat la maxim mesajele de răfuială care răsunau de la populația disperată și nemulțumită de cinismul autorităților municipale. Noi am încercat, dar din păcate nu a fost de găsit nicio persoană mulțumită de acțiunea conducerii capitalei. Poate reporterul ar fi trebuit să relateze că Dorin Chirtoacă administrează iscusit treburile în capitală și să mai adauge calitățile de politician democratic și european ale primarului. Poate atunci, în sfârșit, am fi meritat o notă pozitivă de la colegii noștri de la gazeta neutră și neafiliată politic Timpul de Dimineață. Cu siguranță nu este așa, pentru ca să fim acceptați de această publicație, trebuie să recunoaștem că minoritatea rusă a societății basarabene este, cităm, a cincea colonie a imperialismului rusesc. Trebuie să catalogăm etnia rusă drept o minoritate retrogradă și cuceritoare. Explicați un lucru, stimați colegi. Pe 7 aprilie, înaintea pogromurilor și vandalizării Parlamentului și președinției, cuvintele autorului vostru, mai bine murim eroi decât fricoși, sau dacă va muri unul dintre noi în luptă, se vor ridica în schimb mii, sună a îndemn la pace socială și comportament civilizat. Cu siguranță, autorul acestor lozinci nu a stat în primele rânduri printre studenții chemați să moară. El și-a ales o misiune mai curajoasă, să instige din paginile gazetei la ură sângeroasă și la moarte. Dar noi la toate acestea nu am atras atenție, așa cum pretindeți că o faceți voi intelectual și obiectiv. Pur și simplu, deja vorbele voastre devin lipsite de valoare competitivă și sunt doar efectele dorinței de răzbunare primitivă. După atacurile repetate în adresa administrației Moldova 1 și postului de radio Antena C, după lichidarea emisiunii Top News și intimidarea jurnaliștilor de la agenția Omega, articolul lui Arcadie Gherasim reprezintă un nou atac lipsit de autenticitate democratică și încă un pas spre suprimarea celor care nu gândesc ca liberalii. Cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Și în acest context, în societatea noastră se prefigurează un regim totalitar, nu închipuit, dar unul adevărat, ascuns după lozinci despre democrație și integrare europeană. Noi, la rândul nostru, mizăm pe reacția și sprijinul structurilor internaționale și a misiunilor diplomatice acreditate în Moldova. Iar colegilor de la gazetă le dăruim un citat. Luați aminte, cine strigă mai tare decât toți, cerând libertate, acela nu prea o suportă.